Am nevoie de o fotografie care sunt convins că va stârni foarte mult entuziasm. Na, ce avem noi aici? Piramidele? Apropo, o întrebare așa de curiozitate, complexul meu de român care nu a ajuns pe acolo. Cine de aici a ajuns în Egipt și a vizitat? Mâna sus, sincer, fiți onești. Hai, că știm că aveți bani. Deci încă o dată, eu sunt curios, câți de aici ați fost în Egipt, mâna sus? Wow, am înțeles. Acum vreau să vă dau o veste bună. Asta este simbolul Egiptului, nu? Și antic și contemporan. Însă vreau să vă spun că asta dacă din punct de vedere geografic, contemporan, și văd că n-ați fost foarte mult în Egipt, aveți gusturi mai fine. Probabil dacă întrebam de Grecia, Caraibe, erau mult mai multe mâini ridicate. Baleare, știu eu. Bun, nu discutăm gusturile nimănui. Dar vreau să vă dau o veste bună, pentru că din punct de vedere spiritual, Biblia vorbește despre un alt Egipt. Există un Egipt fizic, da? Există un Egipt care, după cum puteți să vedeți, este acolo piramide, e Valea Regilor, Luxorul și alte obiective turistice, Nilul, croaziere, Sharm el-Sheikh și alte lucruri în care am auzit că e fain, am fost de aia. Dar vreau să vă spun că din punct de vedere spiritual toți am fost în Egipt. Dacă în Egiptul ăsta n-am fost prea mulți, în Egiptul spiritual, în schimb, despre care Biblia vorbește, am fost cu toții. Pentru că, dragii mei, acolo ne-am născut. Egiptul este simbolul vieții păcătoase. Egiptul reprezintă, din punct de vedere spiritual, țara robiei. Și adevărul este că toți de aici, până să-L fi cunoscut pe Dumnezeu, eram în acest Egipt fizic, spiritual. Eram acolo robiți de păcat, eram robiți și chinuiți. Dar, har Domnului, pentru cred că cei mai mulți din locul acesta, a venit o zi când Dumnezeu, din țara în care ne-am născut în robie, ne-a smuls, ne-a scos și ne-a pus cu picioarele pe un drum spiritual, într-o nouă direcție, și anume spre Canaanul spiritual. Adevărul, dragii mei, că din punct de vedere spiritual suntem într-o călătorie pe pământ, dinspre Egipt, țara robiei, înspre Canaan, țara libertății. Dragii mei, din Egipt, adevărul este că nu ne poate scoate decât Dumnezeu. Din Egipt nu te poate scoate decât Dumnezeu. Pe de altă parte, în Canaan nu poți intra fără de Dumnezeu. Și iată cum tot itinerarul ăsta spiritual, dragii mei, depinde în totalitate și în exclusivitate de Dumnezeu. Din punct de vedere spiritual, dragii mei, Canaanul, locul în care tânjim, locul în care ne dorim să ajungem din toată inima noastră, Canaanul, dragii mei, este o dorință și cred că foarte mulți, cei mai mulți de aici, ne dorim să ajungem în Canaanul Ceresc, în noul Canaan. Ne dorim să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Dar pe lângă a fi o dorință, Canaanul ăsta Ceresc, dragii mei, reprezintă, dacă vrei, și o direcție. E nevoie de o direcție. Din Egipt înspre Canaan implică o direcție. Pe lângă direcție și dorință, dragii mei, Canaanul este o destinație în care credem și ne dorim cei mai mulți de aici, dacă nu cred toți, sper să ajungem. Dar pe de altă parte, dragii mei, este și un drum. Între Egipt și Canaan este un drum. Și pe drumul acesta spre Canaan, pe care fiecare dintre noi îl parcurgem, care ne-am angajat pe drumul acesta al mântuirii, toți cei care l-am asumat pe Hristos ca Domn și Mântuitor, suntem pe drumul spre Canaanul Ceresc. Acum, dragii mei, pe drumul acesta, adevărul este că trecem prin foarte multe lucruri. Pe drumul acesta spre Canaan trecem prin foarte multe lucruri și locuri. Și adevărul este că în viața de pocăință sunt o grămadă de momente când trecem, dragii mei, și găsim, după mult pustiu, după multă deșertăciune, găsim de foarte multe ori câte o oază în care sufletul nostru este parcă adăpat de prezența lui Dumnezeu. Avem parte din când în când de experiențe în care Dumnezeu parcă ne inundă sufletul de prezența lui și ne bucurăm. Dar vedeți, dumneavoastră, nu avem doar oaze pe drumul acesta spre Canaan, ci avem parte și de mult pustiu. Da?
Și uneori călătoria asta prin pustiu, înspre Canaan, nu este foarte plăcută. Nu numai că trecem prin multe locuri, dragii mei, precum oaze și pustiu, dar în drumul acesta spre Canaan, să știți că vom învăța multe lucruri. Trecem prin multe locuri, dar vom învăța mai apoi, dragii mei, și multe lucruri. Este o descoperire a lui Dumnezeu pe drumul acesta. Revelația, știți bine că este progresivă. În drumul spre Canaan vom descoperi foarte multe lucruri. Îl vom descoperi pe Dumnezeu într-o dimensiune superioară. Vom avea parte de experiențe cu Dumnezeu, în care vom vedea caracterul, puterea și autoritatea lui Dumnezeu. Dar adevărul, dragii mei, este că această călătorie din Egipt înspre Canaan, Egiptul robiei noastre și Canaanul libertății noastre în împărăția lui Dumnezeu, nu doar, dragii mei, că trecem prin multe locuri, învățăm multe lucruri, dar ne vom opri, mai apoi de multe ori. În drumul acesta, dragii mei, care nu-i cu 50 la oră constant, drumul spre Canaanul Ceresc, drumul spre împărăția lui Dumnezeu nu este un drum constant. În drumul acesta, dragii mei, spre împărăția lui Dumnezeu, ne vom opri de foarte multe ori. De cele mai multe ori ne oprim din cauza noastră, din cauza încăpățânării noastre, din cauza faptului că o luăm pe un drum greșit, din cauza faptului că avem priorități greșite în viață, dar de foarte multe ori ne oprim din cauza noastră. Însă, dragii mei, cum vom constata în această seară în locul acesta, sunt momente când Dumnezeu ne oprește în loc. Sunt de cele mai multe ori motive pentru care noi ne oprim în loc, dar pe drumul spre împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși ne oprește în loc. Și o face, știți de ce? Pentru că vrea, dragii mei, ca să ne învețe niște lucruri. Etapa aceasta și modul ăsta și timpul ăsta din Biblie, locul acesta în care îl vedem pe Moise în frunte cu poporul său, Dumnezeu îi oprește pe loc undeva lângă muntele Sinai. Trebuiau să meargă spre Canaan, dar Dumnezeu hotărăște că e momentul să se oprească pentru un timp. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu avea în gând niște lucruri și îl cheamă pe Moise din mijlocul poporului și îi spune: vino pe munte pentru că vreau să îți ofer ceva care va fi de folos pentru călătoria voastră mai departe spre țara Canaanului. Dragii mei, uneori Dumnezeu ne oprește din drumul nostru și ne ține uneori pe loc, uneori zile, alteori săptămâni, poate luni de zile, dacă nu uneori chiar ani. Știți de ce? Pentru că, dragii mei, vrea să ne învețe ceva din acea experiență. Te ține Dumnezeu pe loc și te întreb de o grămadă de ori: Doamne, de ce nu prind lucrurile în viața mea o dinamică? Doamne, de ce nu se petrec mai repede niște lucruri, că m-am săturat? Ok, am înțeles, e fain, lângă muntele Sinai, Moise-i pe munte, e fain, e superb, avem mana, avem de toate, dar, Doamne, noi nu plecăm mai departe de aici. Dragii mei, de foarte multe ori Dumnezeu te ține pe loc din punct de vedere, dacă vreți, al călătoriei noastre pe acest pământ înspre împărăția lui Dumnezeu, pentru că vrea să ne învețe ceva din experiența aceea. Mai apoi, dragii mei, ne ține Dumnezeu pe loc și nu ne lasă să mergem mai departe în drumul nostru spre Canaan. Știți de ce? Pentru că nu suntem pregătiți să mergem mai departe. Pentru că dacă te-ai duce în condiția în care ești acum, dacă te-ai duce mai departe, n-ai face față călătoriei. Dumnezeu vrea să te învețe ceva, de aia te ține uneori pe loc. Dumnezeu vrea să te țină pe loc pentru că nu ești pregătit încă să mergi mai departe. Mai apoi, dragii mei, Dumnezeu ne ține pe loc uneori în viața asta și știu că poate părea frustrant, dar Dumnezeu ne ține pe loc și de ce? Pentru că vrea să ne ofere ceva de care avem nevoie pe drumul nostru. Și Dumnezeu îi ține pe poporul evreu de săptămâni de zile pe loc. Știți de ce? Pentru că îl trimite pe Moise pe munte. Știți pentru ce? Ca să le dea legea. Pentru ca ei să meargă mai departe, să nu se rătăcească, aveau nevoie de lege. Și de aia îi ține Dumnezeu. Uneori Dumnezeu te ține și se pare că e static, se pare că nu e ok, se pare și uneori frustrant să vezi că stai pe loc. Dar Dumnezeu face lucrul ăsta, dragii mei. Știți de ce? Pentru că trebuie să ne ofere ceva. Pentru că trebuie să ne echipeze ca să putem să mergem mai departe. Ai nevoie de lege, ai nevoie de anumite dimensiuni noi cu Dumnezeu, anumite revelații cu Dumnezeu. Mai apoi, dragii mei, ne ține Dumnezeu pe loc câteodată, știți de ce? Pentru că vrea să ne testeze credincioșia. Pentru că vrea să ne testeze, să ia pulsul spiritualității noastre, să vedem și noi cum suntem cu adevărat. Pentru că de foarte multe ori avem impresie că suntem mari sfinți, mari grozavi. Și Dumnezeu ne testează uneori să ne arate care este nivelul spiritualității noastre. Tu nu poți să mergi în condiția în care ești acum mai departe, că dacă te-ai duce, ai murit spiritual. Dumnezeu ne ține uneori pe loc, dragii mei,
Pentru că vrea să ne învețe că trebuie să iubim mult mai mult pe El, Cel care ne dă Canaanul, decât Canaanul propriu-zis. Ne o ține Dumnezeu pe loc de foarte multe ori. Ei, care e cadrul aici? De săptămâni de zile. De săptămâni de zile, poporul care pornise cu atâta entuziasm din Egipt, poporul care se văzuse scăpat de oastea lui Faraon, poporul care trecuse prin mijlocul Mării Roșii ca pe uscat, poporul ăsta e într-o dinamică interesantă, sunt drum spre Canaan, cântare, bucurie, cântarea Mariei acolo, e worship, e frumos, sunt oameni pregătiți de drum, hai să plecăm, plin de entuziasm. Și dintr-o dată Dumnezeu oprește, stați pe loc. Lângă muntele Sinai Dumnezeu îi oprește și nu o zi. Și nu două, și nu trei, și nu patru. De săptămâni de zile, dragii mei, oamenii ăștia să te iau pe loc. Moise se urcă pe munte, pentru că Dumnezeu îl cheamă pe Moise pe munte să-i dea legea. Ca Dumnezeu să-i dea revelația aceea prin lege. Și dintr-o dată, dragii mei, oamenii ăștia se satură să mai stea. Oamenii ăștia s-au plictisit să stai de săptămâni de zile în același loc, nu-i fain. Pentru că tu nu înțelegi de fapt că atunci când tu stai, Dumnezeu lucrează în altă parte. Pentru tine și pentru drumul tău, ca să mergi pe drumul bun al lui Dumnezeu. Dar oamenii ăștia stau. Și în momentul în care privesc așteptarea ca pe o chestie și ca pe un timp irosit, oamenii ăștia încep să se revolte. Și, dragii mei, un om cu mintea odihnită are idei grozave câteodată. Și au zis ăștia, bă, știi ceva? Nu mai putem sta aici. Noi ne-am săturat, acum stăm de săptămâni întregi, îl așteptăm pe Moise. Cine știe ce s-a întâmplat cu Moise? Dacă a murit, dacă l-a luat Dumnezeu la cer, știi ceva? S-a dus la Aron tot și a zis, Arone, hai! Plecăm mai departe. Cum să plecăm? Păi fă-ne ceva, Doamne, dă-ne un Dumnezeu, nu știu, fă-ne ceva, dă-ne un reper, ceva. Dar noi nu mai stăm aici pe loc, noi vrem să plecăm mai departe. Noi nu mai vrem să stăm în starea aceasta. Nu e așa că sunt momente în viața ta spiritual când ai vrea să o iei înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ți-a spus, bă, stai aici. Stai aici lângă muntele Sinai, stai pentru că am pregătite, pentru ca drumul tău să fie un drum binecuvântat, pentru ca călătoria ta să fie o călătorie în puterea și în Duhul lui Dumnezeu. Trebuie să stai aici. Și pentru că tu nu înțelegi că Dumnezeul ăla care te ține pe loc uneori, pentru că vrea să te învețe, să te echipeze, să te direcționeze bine, te iei de unul singur și te duci mai departe. Calci în picioare poruncile lui Dumnezeu, principiile lui Dumnezeu și spui, lasă că mă descurc eu. Și oamenii ăștia, dragii mei, poporul ăsta întreg, vin la Moise, pun, la Aron, pun presiune pe el și spune, hai, du-ne mai departe. Și le vine ideea să facă un Dumnezeu nou, un vițel de aur care să-i conducă, vezi, Doamne, un fel de GPS. O zic, bă, ăsta e nouul nostru GPS spiritual. El ne va duce pe noi în Canaan. E, dragii mei, în această seară, din călătoria și din experiențele și din pățanile acestui popor, vreau să vă predic un mesaj pe care l-am intitulat Pe drum fără Dumnezeu. Pe drum fără Dumnezeu. Pentru că ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia în urmă cu mii de ani se poate întâmpla cu foarte mulți credincioși din ziua de astăzi. Știu că te-ai săturat, știu că nu mai e chef să aștepți, știu că te-ai săturat să stai pe loc și să aștepți să coboare Moise de pe munte cu tablele legii, știu că vrei să faci ceva, știu că nu suporți ideea de a sta pe loc, dar pentru că nu înțelegi că Dumnezeu în tot acest timp lucrează pentru tine, să-ți netezească cărările, să te ducă în autoritatea Lui pe un drum drept din pricina numelui Său, îți vine câteodată să te duci pe drum. Să mergi tu mai departe. Îți vine să-ți faci tu ceva cu care să mergi mai departe. Dar, dragii mei, e un drum fără Dumnezeu. Drumul pe care oamenii ăștia vor să meargă este un drum fără de Dumnezeu. Și o să vă spun, dragii mei, în această seară, ce reprezintă asta din punct de vedere spiritual, când tu și cu mine vrem uneori să plecăm din locul în care Dumnezeu ne spune să așteptăm. Când vrei să mergi pe acest drum fără de Dumnezeu, este un semn, în primul rând, ascultă-mă, e un diagnostic pe care vreau să fie mesajul din seara asta, un diagnostic pentru fiecare din noi, să ne luăm pulsul credinței noastre. E reprezintă, poate să fie un semn că ți-ai pierdut răbdarea, că ți-ai pierdut răbdarea față de Dumnezeu. Când tu vrei să te duci pe drumul ăsta, când tu te-ai săturat să aștepți ca Dumnezeu să își împlinească planurile cu tine, când tu nu mai ai chef să-L aștepți pe Dumnezeu, când, Doamne, tu spui, gata, știi ceva, am așteptat destul, nu se mai poate, eu vreau să mă mărit, eu vreau să mă căsătoresc, eu vreau să mă duc în Occident, Dumnezeu nu mi-a vorbit nimic, dar eu mă duc, eu nu mai stau. Când vrei să-ți iei viața în mâinile tale și nu mai ai nevoie de Dumnezeu, când vrei să-ți iei din mâinile lui Dumnezeu și să-ți pui mâinile tale, viața ta și destinul tău, ascultă-mă ce spun, e un semn clar că ți-ai pierdut răbdarea față de Dumnezeu. Și știți de ce ne pierdem răbdarea, dragii mei, față de Dumnezeu, față de planurile Lui? Ne pierdem, dragii mei, pentru că nu ne place să așteptăm. Dacă există ceva care e contrastant și antagonic cu simțurile noastre, cu dorințele noastre, nu ne place să așteptăm. Sincer, niciunul de aici, sunt ferm convins. Hai, oameni, să fim onești. Nu ne place să așteptăm.
Și pentru că nu suportăm ideea că trebuie să stăm pe loc câteva săptămâni, pentru că așa vrea Dumnezeu, ne vine câteodată să plecăm noi de capul nostru mai departe. Și, dragii mei, toată ideea asta este pentru că nu ne place să așteptăm. O altă referință găsim în Numeri 21:4, zice Biblia, că poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Știu că îți pierzi răbdare câteodată, că te rogi de atâta vreme ca Dumnezeu să-ți deschidă ușa aia și tot închisă. Știu că ți-ai pierdut răbdarea să tot aștepți ca să intervină Dumnezeu în soluția, în problemele tale, să aducă soluțiile Lui și vezi că nu se întâmplă nimic. Știu că îți pierzi răbdarea. Și noi, dragii mei, ca oameni ne pierdem foarte repede, foarte ușor răbdarea. Ne pierdem de o grămadă de ori răbdarea. Ne pierdem răbdarea la semafor și intrăm pe roșu și vin amenzile în cascadă după aia. Îți pierzi răbdarea uneori cu cei din familie, îți pierzi răbdarea când trebuie să stai undeva la un semafor, pe un drum național din România care e în lucru de 25 de ani și o să fie gata peste următoarea 100 de ani probabil și îți vine, nu-i așa, românește vorbind, să treci pe roșu. Te pune Dumnezeu la un semafor și numai vezi să-ți mai faci odată culoarea verde și îți pierzi răbdarea. Haideți să fim onești. Vreau să vă întreb onest în seara asta, câți de aici nu v-ați pierdut răbdarea? Și când îți pierzi răbdarea, vreau să spun un lucru și te duci mai departe, vei avea parte de probleme și unde binecuvântări. Când ți-ai pierdut răbdarea și pleci de capul tău fără de Dumnezeu, vei avea parte de probleme și unde binecuvântări în viață. De câte ori nu e foarte tentant să nu mai ai chef să aștepți. Ne pierdem mai apoi răbdarea, dragii mei, pentru că mai apoi tragem concluzii greșite în viață. Nu numai că ne-am săturat să așteptăm, că nu ne place în primul rând să așteptăm, dar mai apoi, uitați-vă, ne pierdem răbdarea pentru că tragem concluzii greșite. Versetul 1, a venit poporul la Aron și a zis, Arone, știi ceva, fă-ne tu un Dumnezeu, hai să facem o colectă, strânge-ne, fă-ne un vițel de aur, cu ăsta mergem mai departe și pe ăsta îl numim noi Dumnezeul nostru la care ne vom închina. De ce? Pentru că Moise, uitați-vă, 32 cu 1 Numeri, spune Biblia că căci Moise, omul acela, nu știm ce s-a întâmplat cu el. Care-i concluzia lor? Că de săptămâni de zile Moise nu se mai coboară de pe munte. Știți care a fost concluzia lor? Că Moise a murit. Și au zis, bă, dacă ăsta e mort, după ce să mai semnă, ce să așteptăm? După ce pierdem noi vremea și timpul prețios, când noi am putea deja să fim aproape de porțile Canaanului, asta e, au murit, noi mergem mai departe. Dar, dragii mei, vedeți dumneavoastră, de grămadă de ori putem să tragem concluzii atât de pripite în viață. Oamenii ăștia au ajuns la concluzia că Moise probabil a murit și că de-aia n-are rost să mai aștepte. De câte ori, dragii mei, tu și cu mine, pentru că ne-am pierdut răbdare, n-am tras concluzii greșite. Poate că Dumnezeu a uitat de noi, poate că Dumnezeu nu o să lucreze, poate că prorocia aia nu a fost de la Domnul, poate că visul ăla nu a fost de la Domnul, poate că încredințarea pe care ai avut-o în inima ta de 3 ani de zile nu a fost de la Domnul și îți pierzi răbdarea. Nu știm ce s-a făcut cu Moise. Citit undeva despre un caz cât se poate de șocant. În al doilea război mondial, un bărbat din România, un soldat, a fost recrutat, a ajuns pe frontul de est în Rusia, a luptat în zona Donului, cotul Donului, în fine, și a fost declarat dispărut. S-a terminat războiul și soția lui a așteptat 6 luni de zile și mai apoi a așteptat 1 an de zile. Nimeni nu știa ce s-a întâmplat. O sunat, o căutat, nimeni nu știa de el, nici că e mort, nici că e viu. Era dat ca dispărut în război. Și femeia asta, după 1 an de zile, deși l-a iubit foarte mult pe omul ăsta, au ajuns la concluzia că ăsta e mort și că degeaba mai plânge, degeaba să mai îmblagă în negru, în haine de văduvă, că oricum omul e mort. Și s-a recăsătorit cu cineva din sat. La 1 an și jumătate după ce s-a căsătorit și deja era însărcinată, la 1 an și jumătate, în 1947, apare în sat, cine credeți? Soțul. Și nu vă puteți imagina cât de sfârșiat a fost inima acestei femei și cât de multe regrete nu avea pentru că s-a pripit și pentru că a tras concluzii greșite. Și pentru că în momentul în care ți-ai pierdut răbdarea și nu mai ai chef să aștepți, ascultă-mă ce spun, vei trage concluzii greșite și când tragi concluzii greșite în viață, vei recurge la acțiuni greșite pe care mai târziu le vei putea regreta.
Ne pierdem mai apoi răbdarea, știți de ce? Pentru că cedăm foarte ușor în fața presiunilor. Îți pierzi răbdarea pentru că cedezi în fața presiunilor. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a venit tot poporul în jurul lui Aaron. Măi, Aaron era fratele lui Moise, nu? Păi fratele lui Moise. Îl aștepta și el să se coboare Moise de pe munte. Și cu toate acestea spune Biblia că a venit poporul în jurul lui Aaron și a zis, Aaron, preia tu frâiele. Mă, nu știu ce s-a întâmplat cu fratele tău, dacă e mort, și ceva, noi nu putem sta pe loc, hai să mergem mai departe. Și Aaron cedează în fața presiunii poporului. Aaron, dragii mei, probabil că a vrut să fie popular de data asta, probabil că a gândit, bă, ăsta e momentul meu să ieși în evidență, în lumina reflectoarelor, poate că ăsta e momentul meu, poate că așa e planul Domnului. Moise să piară și eu să ajung aici. Și Moise, și Aaron, dragii mei, și ce face? Cedează în fața presiunilor poporului. Pe un drum fără Dumnezeu, ascultă-mă ce spun, ce învățăm noi în această seară? Că momentul în care, dragii mei, mergem pe un drum fără de Dumnezeu, e semnul că ne-am pierdut răbdarea față de promisiunea lui Dumnezeu, răbdarea față de planul lui Dumnezeu. Al doilea semn pe care vreau să subliniez în această seară, când mergi pe un drum fără de Dumnezeu, este mai apoi un semn că ți-ai pierdut recunoștința față de Dumnezeu. Când îndrăznești să mergi pe drumul vieții tale și nu mai ai chef să aștepți și o iei de capul tău, tu de unul singur să spre Canaan, de parcă ai putea să mergi în Canaan fără de Dumnezeu. Și când mergi pe drumul ăsta fără de Dumnezeu, ascultă-mă, e un mare semn că ți-ai pierdut recunoștința față de Dumnezeu. Și știți, dragii mei, în mod practic, cum ne pierdem noi recunoștința față de Dumnezeu? Ne pierdem recunoștința, dragii mei, când uităm ce a făcut El pentru noi. Când tu și cu mine avem o memorie așa de scurtă, când suntem atât de selectivi în memoria noastră și uităm tot ce a făcut Dumnezeu pentru noi, dragii mei, e o formă de nerecunoștință. De aia, uitați-vă, dragii mei, ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Deuteronom, capitolul 6, cu 12. Este un avertisment pe care Dumnezeu lansează și îl reiterez și eu în această zi. Deuteronom 6, cu 12. Vezi să nu uiți pe Dumnezeu care te-a scos din țara Egiptului ca să robiei tale. Știți cât le-a trebuit la ăștia? Câteva săptămâni și au uitat de Dumnezeu și au zis, avem un alt Dumnezeu pregătit. Bagă-l în foc, la cuptor, haideți, băgați dălțile și să ne facem un alt Dumnezeu, că ăla la alt nu știm unde-i. E așa de ușor să ne pierdem recunoștința și când îți pierzi recunoștința, dragii mei, uităm ce a făcut Dumnezeu față de noi. În Osea mai apoi, dragii mei, este o constatare, Osea 13 cu 6, dar când au dat de pășune, adică poporul evreu la un moment dat, cum noi câteodată, când am dat de binecuvântări, când am dat de mașină, când am dat de casă, când am dat de bani, când am dat de excursii, când nu mai eram necăjiți și prăpădiți și când ne rugam 4-5 ore, Doamne, dacă o să am și eu, Doamne, o bicicletă, te voi lăuda, Doamne, dacă o să am o garsonieră, și acum ai dita mai casa. Doamne, dacă o să am și un loc de muncă și acum ai 3 joburi. Doamne, dacă o să câștig și eu 1000 de lei și acum câștigi poate 3000 de euro pe lună. Și ascultă-mă ce spune Dumnezeu aici. Dar când au dat de pășune, s-au săturat. Și știi ce se întâmplă? Zice Biblia că inima lor s-a umflat de mândrie, de aceea m-au uitat. Câți oameni, dragii mei, câți oameni de astăzi, când ajung la bine, uită de promisiunile pe care le-au făcut lui Dumnezeu când erau la greu. Doamne, dacă mă scoți de aici, nu te voi uita niciodată. Știți cât a durat? Săptămâni de zile, câteva săptămâni de zile și-au uitat de Dumnezeu. De Dumnezeu care i-a scos din țara Egiptului, de Dumnezeu care i-a despicat apele Mării Roșii. Pentru că, dragii mei, ne pierdem recunoștința când uităm de ce a făcut Dumnezeu față de noi. Parcă omenește să uiți, dar nu și duhovnicește. Atât de ușor uităm. Am fost undeva la cineva acasă, avea 13 copii. O scenă memorabilă pentru mine. Gândiți-vă acum, 13 copii, toți, tati, la un moment dat făceau prostii. Bă, care, tu, cum te cheamă? Care ești tu? Că nu mai știa. 13, bă, dacă uiți numele copiilor tăi. Pentru că e biologic asta, e greu. Dar gândiți-vă, dragii mei, noi de o grămadă de ori uităm pe Dumnezeu, uităm ce a făcut Dumnezeu pentru noi, uităm binecuvântările pe care Dumnezeu ne le-a dat, uităm de unde ne-a scos Dumnezeu, atât de ușor uităm, atât de repede uităm de ce a făcut Dumnezeu, atât de ușor suntem nerecunoscători față de Dumnezeu. Eram când a fost în urmă cu 2 ani de zile în Ucraina, n-am să niciodată o scenă, poate că înțeleg mai bine, fiind că am fost odată acolo, înțeleg mai bine spiritul de luptă al acestui popor. E incredibil. Și am văzut în drumul de la Vama Siret, în drumul spre Cernăuți, am văzut în foarte multe localități, sunt câțiva zeci de kilometri, dar am văzut
foarte multe portrete, foarte multe tablouri a unor soldați care au căzut în luptă în 2014, când au fost luptele din estul Ucrainei, din Donbas și din Luhansk. Zeci de tablouri cu oameni care erau omagiați de poporul ăsta, în cinstea eroului, în cinstea eroului căzut pe luptă, în cinstea eroului căzut pe câmp, în cinstea eroului. Zeci de tablouri puse la loc de cinste. Și de ce le-au pus acolo? Ca să nu uite, să fie recunoscători. Ca să nu uite de sacrificiul acestor oameni. Și ce mă gândesc? Câte tablouri ar trebui să punem noi cu binecuvântări pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră? Și așa de repede uităm. Și așa de repede uităm de ce a făcut Dumnezeu față de noi. Atât de repede uitat ăștia de Dumnezeu că au făcut parte după aia imediat. Nu mai vine Moise, gata, ne-am săturat, hai să dăm drumul la grătare și la mici. Sărbare câmpenească doar întâi mai în apropiere. De ce ne spune Iisus Hristos să faceți lucrul ăsta spre pomenirea mea? Știți de ce? Trebuie să luăm cina periodic. Să nu cumva să uităm, pentru că tendința noastră este să uităm ce a făcut Hristos pentru noi. Să uităm jertfa lui Hristos. Ne pierde recunoștința mai apoi, dragii mei, știți când? Când atribui meritele lui Dumnezeu altuia. Când atribui meritele lui Dumnezeu înțelepciunii tale, relațiilor tale, deșteptăciunii tale, IQ-ului tău, sau faptului că tu știi să rezolvi problemele. Și ce au făcut oamenii ăștia, versetul 4, după ce au făurit vițelul de aur, au zis, Izraele, au zis și au zis, iată Dumnezeul care te-a scos din Egipt. Cine i-a scos pe ăștia din Egipt? Vițelul ăla? Vițelul ăla i-a scos pe ăștia din Egipt? Relațiile tale te-au scos pe tine din necazul în care ai fost? Serios? Crezi că tratamentul ăla care ți l-au adus nu știu care de până Austria, cu nu știu câți bani și medicul ăla pe care l-ai cunoscut și a intrat pe ușa din spate și cu relații și cu... Crezi că aia te-a scos pe tine pe picioare din spital? Alții au avut medici și mai buni ca tine, au avut tratamente și mai scumpe ca tine și sunt pământ astăzi. Crezi că inteligența ta te-a dus la nivelul în care ești astăzi? Știți care e marele risc pe care, dragii mei, când ne pierdem recunoștința și mergem la drum fără de Dumnezeu pentru că ne-am săturat să mai așteptăm? Știți care e marele pericol? Să atribuim meritele pe care Dumnezeu le are în mod exclusiv în viața noastră, să le atribuim altora sau nouă înșine. Să nu care cumva să ne permitem luxul ăsta, să nu care cumva să-L ofensăm pe Dumnezeu. Ascultați-mă, este o ofensă directă adusă lui Dumnezeu să-ți atribui tu meritele pe care Dumnezeu le are în mod exclusiv în viața ta. Recunoaște, omule, că nu ești tu mai deștept ca altul. Recunoaște că Dumnezeu a fost de partea ta. Că dacă nu erai Dumnezeu, eram tot praf, eram pământ. Să recunoaștem că Dumnezeu are tot meritul pentru ce se întâmplă în viața noastră. Lăudat să fie Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Să înțelegem, dragii mei, mai apoi, de exemplu, că de-aia zice Pavel, voi ați fost mântuiți prin har și nu prin ce? Și nu prin fapte, pentru că dacă am fi mântuiți prin fapte, oameni buni, știți ce s-ar întâmpla? Ne-am lăuda. Că zice Pavel, de-aia sunteți, să știți un lucru și să știți de biserica, să știți și să o reitereze de fiecare dată. Noi prin har suntem mântuiți și nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Că imediat ne-am atribuit meritele. Că imediat, dragii mei, ne-am asunat noi binecuvântările astea ca fiind de la noi, cauzate de noi. Dragii mei, suntem mântuiți doar prin jertfa lui Iisus Hristos. Suntem mântuiți doar prin sângele lui Iisus Hristos, binecuvântat să fie El în vecii vecilor. Ne pierdem, dragii mei, mai apoi recunoștința, știți când? Am spus, când uităm ce a făcut El pentru noi, când atribuim meritele lui Dumnezeu altor factori, sau mai apoi ne pierdem recunoștința când îl înlocuim pe Dumnezeu cu altceva sau cu altcineva în viața noastră. Când îl înlocuiești pe Dumnezeu. Când în loc de cinstea care îi se cuvine doar lui Dumnezeu ajungi să pui un vițel de aur. Când ajungi să pui pe locul care e doar lui Dumnezeu rezervat să pui altceva. Un rezultat al lucrurilor mâinilor tale. E o formă prin care îți pierzi recunoștința față de Dumnezeu. L-au înlocuit pe Dumnezeu cu un vițel de aur. Dragii mei, vreau să fim foarte responsabili, să ne gândim la modul cel mai serios. Există ceva în viața ta care e mai presus de Dumnezeu? L-ai înlocuit tu pe Dumnezeu cu altceva?
Vreau să vă spun că sunt unii oameni care l-au înlocuit pe Dumnezeu cu visele lor. Te gândești mai mult la visele tale decât la Dumnezeu. Când acorzi ceva, ascultă-mă ce spun, când acorzi mai mult timp, și vorbesc timp de calitate, nu cronologic, când oferi ceva un timp mai bun sportului, când cel mai bun timp din zi îl acorzi telenovelelor, când cel mai bun timp din zi îl oferi pentru sală, că trebuie să fii bine și ok, când cel mai bun timp din zi, ascultă-mă ce spun, îl oferi plăcerilor tale culinare sau orice altă natură sau timpului pe Facebook, când cel mai bun timp din zi nu-l oferi lui Dumnezeu și-l oferi spre alte hobby-uri, pasiuni și plăceri, spun un lucru, chiar dacă pare părea absurd, ești nerecunoscător lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea resturi. Dumnezeu nu vrea resturi. Cinstește-L pe Dumnezeu. Știți ce mi-a zis un păstor care în urmă câțiva ani de zile a trecut printr-o grea suferință? M-am dus la el să-l vizitez, l-am și ajutat să slujească, să slujeze în biserică pentru că era în spital și când am ajuns la el mi-a zis cu lacrimi în ochi, Dorel, a trebuit să ajung pe pat de spital să înțeleg un lucru. Și Dumnezeu mi-a vorbit aici pe patul de spital ceva ce n-am crezut vreodată, că sunt vinovat. Și am zis ce? Zis, Dorel, am ajuns să iubesc mai mult lucrarea lui Dumnezeu decât pe Dumnezeu însuși. Am ajuns să iubesc mai mult lucrarea decât pe Dumnezeu. Aveam impresia că trebuie să fiu acolo zi și noapte. Cea mai mare pasiune din viața mea am concentrat-o pe lucrare, dar am uitat de Dumnezeu. Știți că lucrarea poate să fie un idol pentru noi, pentru păstor, de exemplu? Știți că s-ar putea ca ceea ce faci tu să fie pentru tine un idol, să-l pui mai presus decât pe Dumnezeu? Și a spus, Dumnezeu mi-a vorbit cu subiect și predicat aici azi noapte, pe patul de spital. Te-am adus aici, pentru că trebuie să te învăț că mai mult decât lucrarea, trebuie să mă iubești pe mine. Când mergi pe un drum fără de Dumnezeu, e un semn că ți-ai pierdut recunoștința. Când mergi mai apoi pe un drum fără de Dumnezeu, cum au vrut ăștia să plece, Dumnezeu, nu știm unde e Moise, nu știm vițelul, hai să plecăm mai departe. E un semn în al treilea rând că ți-ai pierdut rațiunea pe care Dumnezeu ți-o dat-o, spiritual vorbind. E un semn că ți-ai pierdut rațiunea. Și acum uitați-vă, dragii mei, câteva indicii din textul. Textul biblic ăsta e așa de frumos, de suculent spiritual, dacă vreți. Când îți pierzi rațiunea, încep să ai un comportament irațional. Dumneavoastră ați văzut, nu voi niciodată, nici eu niciodată, dar i-ați văzut pe alții care se comportă irațional, așa zici și pocăiți. Și de ce? Pentru că o luăm înainte lui Dumnezeu, pentru că plecăm la drum fără de Dumnezeu. Și ce frumos spune Vasile cel Mare despre episodul ăsta într-o omilie de-a lui, zice că sus pe munte postul a prilejuit darea legii. Moise nu mânca nimic, era în prezența lui Dumnezeu și primea legea, iar jos la poalele lui, zice, lăcomia de mâncare a nebunit oamenii să se închine idolilor. Sus e post și se primește legea, revelația lui Dumnezeu, jos e îmbuibare și oamenii se destrăbălează și se închină la idoli. Acum gândiți-vă, dragii mei, la următorul aspect. De ce spun că ajuns să te comporți irațional? Moise e pe munte, nu? De câteva săptămâni. Ce zic oamenii care vin la Aron? Bă, Aroane, fă-ne un Dumnezeu, fă-ne un vițel, că noi plecăm de ce mai departe. De ce? Pentru că nu știm ce s-a întâmplat cu cine. Cu Moise. Care era concluzia? Că Moise o murit. Și acum eu vă întreb, să ai un frate de trup. Păi să fie fratele tău de trup. Să nu știi ce s-a întâmplat cu el. Să se fi urcat pe munte de câteva săptămâni și să nu se fi coborât. Acum, dacă e fratele tău și-l iubești, dacă nu te urci, măcar nu stai să-l aștepți? Sau dacă ai ajuns la concluzia că Moise a murit, nu trebuie priveghi măcar. Ce face Aron acolo? Ce face Aron cu poporul? Haideți să vedeți ce-a făcut. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa. A doua zi s-au sculat dis de dimineață, au dus arde de tot și jertfe de mulțumire. Poporul a șezut de-a mâncat. Prima dată ați văzut că o sta jos ca să mânce mai mult.
După aia zice Biblia că a băut. Și după ce o mânca și o băut cu stomacurile pline, ce a făcut? S-au sculat să bocească. O mânca ca să poată să plângă la priveghi mai mult. Știți că unii mâncă bine că trebuie să plângi și să faci teatru. Nu, nu, nu. Ăștia o mânca bine ca să joace bine. Și acolo a fost o vatră din aia de la Bihor, o bătută din aia pe picioare, s-o dată la party toată noaptea, de numai să ridica praful în sus. Cu boxe, cu amplificatoare, cu RCF-uri, să vedeți acolo petrecere. Adică stați puțin, ăia trebuiau să plângă, mă, că a murit Moise. Bă, ce s-a întâmplat? Moise e mort. Aaron măcar trebuia să zică, bă, nu vă e rușine. Ce petreceri vă trebuie vouă când fratele meu poate e mort, e pe munte? Cum poți tu ca frate, mă, biologic, ai nu spiritual, dar cum poți tu ca frate să dai petrecere când fratele tău posibil să fie mort? Nu vi se pare că ăsta e un semn de comportament irațional, că îți pierzi rațiunea? Nu numai că, dragii mei, are un comport, oamenii ăștia care și-au pierdut rațiunea pe care Dumnezeu le-a dat-o, au, dacă vreți, comportamente iraționale, dar mai apoi au explicații iraționale. Spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când Moise se coboară de pe munte, are și Moise un moment de cel mai blând om de pe fața pământului, când o tras una cu tablele, l-a făcut praf. Aia nu i-a cerut Dumnezeu, să fie clar. Dar s-a enervat și el. Și așa îmi vine câteodată, na. Și a venit la cel mai blând om de pe fața pământului, i-a venit. Eu sunt unul care vine fiecare săptămână, dar, prin fine, asta e altceva. Au și vecinii și toți, și cartierul și, mă rog. Dar la Moise, spune Biblia că s-a enervat și o spart tablele legii de piciorul muntelui. Dar acum, spune cuvântul lui Dumnezeu că a venit Moise la Aaron și l-a mustrat puțin. Versetul 21, Moise a zis lui Aaron, ce ți-a făcut poporul ăsta de adus asupra lui un păcat așa de mare? Da? Aaron a răspuns, să nu se aprindă de mânie, s-a aprins deja. Să nu se aprindă de mânie, Domnul meu, tu singur știi că poporul ăsta este pornit, dă vina pe popor, normal. Ei mi-au zis, ei, nu eu, nu a fost ideea mea în primul rând, să știi, cum a zis Dumnezeu lui Adam, ce ai făcut, nu eu, aia pe care mi-ai dat-o tu. Avem noi pe cine să dăm vină. Eva a zis, nu eu, șarpele, și șarpele o fi dat și-l vină pe cineva, bă, dar n-am pe cine. Da, cam așa în viață, căutăm lanțul vinovăților. Ei mi-au zis, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, că și Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Eu le-am zis, cine are aur, bitcoin, să scoată. Hai, știu că aveți. Și ce-au făcut? Asta nu o să faceți voi. Și mi l-au dat. Au zis minune de la Dumnezeu. Dacă e o minune aici, dar nu e de la Dumnezeu, ascultați miracol. Deci Moise are, Aaron are o explicație fabuloasă. Zice, o venit aia cu aurul, ce mi-ar place o colectă din asta? Și să mergem să cântărim aurul. Deci mi l-a dat aurul. Auziți, era un foc acolo, hai să ne înțelegem, ăsta e cadrul, da? Ce-a făcut? L-a aruncat în foc. Nu, acum mi-a dat versetul, când era mai fain? Lasă-l acolo așa. L-a aruncat în foc și hocus pocus preparatus. Ce-a ieșit? Vițelul. Dar nu e minunea asta. Asta e lecție de antilogică. Păi cum adică să arunci și să iasă dita mai vițelul? Hai să fim onești, l-o dăltuit bine. Dar asta e explicația cui? A lui Aaron, care e preot, apropo. Dar nu e așa că avem explicațiile noastre de o grămadă de ori de ce facem anumite chestii și băgăm noi vinovații de vină. V-am zis, copiii mei întotdeauna au fost pentru mine o sursă de inspirație. Când ies la grup, acum nu mă aud. Știu că mai sunt în biserică, când Rafa l-a pleznit pe Filip odată, dar bine de tot, să mai îți băieți. Da? Asta e, dacă n-ai fete, ai băieți. Știți cum e? Numai băieți. Dacă mai am tovarăș de suferință, mă înțelegeți și mai bine. În fine, Rafa l-a atins pe Filip. Hai să o mai dulcim o leacă. Și m-a sunat Alexandra, vezi că a făcut probleme, scandal, ia pe Rafa la răspundere. Ok, ajung acasă, nervos, supărat, le iau pe Rafa, bă, ce ai făcut? Dar n-am făcut nimic, tati.
Bă, cum n-ai făcut? Bă, dar deja m-am aprins și eu ca Moise. Adică mă minți, mă sfidezi, adică, bă, nici nu recunoști. Bă, ce ai făcut? Tati, n-am făcut. Și dintr-o dată, cea mai rațională explicație din lume. O să stai, nu eu, mâna mea l-a lovit. Ok, am înțeles. Așa de tare a fost explicația că m-a povenit râsul și am plecat. N-am mai putut să-l fac eu disciplină în seara aia. Dar ăsta e genul de argument logic, cu ghilimele, pe care le avem. Nu vi se pare că așa venim înainte lui Dumnezeu câteodată? Nu eu mâna mea, nu eu Satana m-a ispitit, nu eu Doamne ochii mei, nu eu Doamne mâna mea, nu eu piciorul meu Doamne. Tael, vorba Bibliei, duminica trecută, știți? Dacă nu te poți stăpâni. Ne pierdem rațiunea. Și avem comportamente, în loc de privet, tu faci petrecere, în loc de explicații, bă, am păcătuit, vii cu halucinații de genul ăsta, că au ieșit vițărul, dita mai din flăcări, aruncat acolo, ce minune, nu-i așa? Și ultimul lucru pe care vreau să subliniez în seara asta, dacă te-ai pornit la drum fără de Dumnezeu, pentru că tu te-ai săturat să mai aștepți, ascultă-mă ce spun mai apoi, ce semn e asta? E un semn că ți-ai pierdut răbdarea? E un semn că ți-ai pierdut recunoștința? E un semn mai apoi că ți-ai pierdut rațiunea? Și patru, e un semn că ți pierzi relația, dacă nu ai pierdut-o deja. E un semn că ți-ai pierdut relația cu Dumnezeu. Versetul 7, ascultați aici. Puneți, vă rog, versetul 7. Fiți atenți. E un detaliu care l-am citit de foarte multe ori, nu l-am observat. Domnul a zis lui Moise, îi dădeau petrecere jos, boxele la maxim, scoală și coboară-te căci poporul meu, și a zis Dumnezeu, poporul meu, căci poporul tău, Moise, pe care l-ai scos din țara Egiptului, s-a stricat. No, acum fiți atenți la cuvântul poporul tău. Ce înțelegeți voi din expresia asta? Era poporul lui Moise? Nu era asta poporul lui Dumnezeu? Nu era poporul evreu, poporul pe care Dumnezeu și-l a ales? Ba da. Și ascultă-mă ce spun. În momentul, în secunda, când te duci la drum fără de Dumnezeu, Dumnezeu nu o să mai spună poporul meu, pentru că ăsta nu-i mai al meu. Moise, este poporul tău, cam eu nu-i mai. Că nu mai ai chef să-L aștepți pe Dumnezeu să-ți dea legile, să poți să mergi mai departe, că dacă nu le ai, te rătăcești. Dumnezeu să spună, tu nu mai ești copilul meu. Ăsta nu-i mai poporul meu, e poporul tău. Dumnezeu spune, ok, dacă te duci fără de mine, eu nu mai pot să te asum. Știți ce spune expresia asta? Dumnezeu a pierdut relația cu oamenii ăștia. Ei și-au pierdut-o cu Dumnezeu. Pentru că vreau să meargă fără de Dumnezeu mai departe. Orice metru, orice zi în care umbli departe de voia lui Dumnezeu, e un drum, e o distanță în care îți periclitezi relația cu Dumnezeu. Îți poți pierde relația cu Dumnezeu. Dacă vă uitați în Exod 20:18, știu că la un îndemn la rugăciune am reiterat principiul ăsta, dar mi se pare ceva foarte, foarte sugestiv. În Exod capitolul 20:18 vedem cadrul în care Dumnezeu vorbește poporului. Și Dumnezeu le vorbea direct. Și ăștia vedeau și auzeau, vedeau semne, tunete, fulgere și auzeau glasul lui Dumnezeu. Și știți ce zic ăștia? Uitați-vă versetul 19 mai apoi, Exod 20:19. A venit poporul la Moise.
Exodul, capitolul 20, cu versetul 19. A zis lui Moise, Moise, știi ceva? Mă, Moise, auzi, dacă tot tu vorbești cu Dumnezeu, hai acum să nu ne mai vorbească nouă Dumnezeu direct, că Doamne, înfricoșătorii. Moise, știi ce vrem? Ce? Vorbește-ne tu ce spune ție Dumnezeu și noi vom asculta. Înțelegeți? Primul stadiu, Dumnezeu le vorbește direct. Și știți cum te rup de Dumnezeu? Nu-ți mai place ca Dumnezeu să-ți vorbească direct. N-ar putea Dumnezeu să-mi vorbească prin pastor, n-ar putea Dumnezeu să-mi vorbească prin prorocie, n-ar putea Dumnezeu să vorbească prin vis. Să nu mai auzi vocea lui Dumnezeu tu direct. Că e fricoșător uneori să-L auzi pe Dumnezeu. Eu întreb în această seară în biserică, chiar vă doriți să auziți vocea lui Dumnezeu câteodată? O zise, păi fulgere pe acest tunete. Moise, vorbește-ne tu din partea Domnului și noi te ascultăm. Și a fost o perioadă când s-a întâmplat exact lucrul ăsta. Și acum, în textul ăsta din Biblie, în 32, și ce se întâmplă? O zis, bă, hai să ne facem noi un Dumnezeu care să nu ne mai vorbească. De ce să ne vorbească nouă Dumnezeu direct că ne mustră și tună și fulgeră? De ce să ne vorbească nouă Dumnezeu prin Moise? Că nu ne place ce ne cere. N-am putea noi să ne facem aici un vițel de aur, un Dumnezeu care să tacă. Să-L punem noi unde vrem, să-L așezăm, să merge, să-L ducem noi unde vrem noi, nu unde vrea El pe noi. Ăsta este stadiul în care zub relația cu Dumnezeu. Un Dumnezeu care îți vorbește direct, nu mai vrei să-ți vorbească prin alții și mai apoi îți faci tu un Dumnezeu mut și surd, ca să nu te deranjeze. Sunt atâția oameni, ascultați-mă, care vin la biserică și care au un astfel de Dumnezeu. Nu al Bibliei, că la vorbește. Nu ăla viu, pentru că la te cutremură și te șochează. Când Dumnezeu îți vorbește, uneori nu poți să dormi săptămâni la rând. Dar tu poți să dormi liniștit, că n-ai nicio problemă. Tu poate minți, poate că furi, poate că fentezi, poate că trăiești o viață de doi bani spirituală, cu tot respectul, o spun, în același timp cu durerea din inimă, nu vreau să ofensez pe nimeni, dar în același timp tu vii la biserică, iei cina Domnului, vii la casa Domnului, te bucuri, ești membru în biserică, dar în același timp tu ai un Dumnezeu care nu-ți mai vorbește. Știi de ce nu-ți vorbește Dumnezeu? Pentru că ți-ai făcut un Dumnezeu tu care nu mai vorbește. Ți-ai făcut un vițel de aur la care te închini și ai impresia că tu cu ăla poți merge mai departe. Unde te duci? În iad. Cu tot aurul din lume și cu tot gândul ăsta. Nu așa că e mai comod să ai un Dumnezeu care nu te mustră, un Dumnezeu care nu te sfătuiește, un Dumnezeu care nu spune ce faci, nu e bine, un Dumnezeu care te ține nopți la rând și spune, dacă nu te întorci la mine, dacă nu mergi pe drumul pe care trebuie să te chem eu, tu nu ești bine, tu nu o să sfârșești bine. Nu e așa că nu-ți place să auzi că nu faci bine ceva. Nu e așa că e mai frumos să ne facem un Dumnezeu care să tacă și să vorbim noi. E un semn că ne putem pierde relația cu Dumnezeu. Poporul a șezut de a mâncat și a băut și apoi s-a sculat să joace. Un astfel de Dumnezeu vrea bucurie, frate! Ce cool e cu Dumnezeu, ce fain e cu Dumnezeu, așa e de mișto! La noi party nesfârșit. Ce cool e pocăința. Poți să pui toate mizerile pe Facebook, să umbli dezbrăcată, indecentă. Dar ce fain e Iisus, îl ador, îl iubesc pe Iisus. Te duci și-ți vinzi poate mașina și bagi 7.000, 100.000 de kilometri în plus și spui, atâta e pe real. Lucru pe care și minți uneori intenționat. Dar Dumnezeu tău e fain. Nu te mustră. El iartă. El nu obosește iertând, frate. Dar nu ne mai condamna. Dar nu ne mai zi de asta.
Cum e Dumnezeul tău? Semnul că ai un Dumnezeu viu. E că încă te mustră. E că încă îți vorbește și uneori ce spune nu-ți place. Dar un semn că Dumnezeu e viu în viața ta. Unde crezi tu că poți să mergi cu vițelul ăla de aur? Cum crezi tu că o să ajungi în Canaan fără Dumnezeu? Și ce-a făcut Moise cu vițelul de aur? L-a făcut praf, cenușă. Orice ar fi în mintea ta, în preocupările tale, vițelul de aur, fă-l praf, că dacă nu te face el praf pe tine, hai să ridicăm picioare. Te-ai săturat să aștepți și eu. Te-ai săturat să te uiți toată ziua la munte și să nu se coboare încă nimeni de acolo? Da. Te-ai săturat să aștepți? Da. Adevărat. Dar știi ceva? Fără tablele alea ale legii, tu nu te poți duce mai departe. Dumnezeu te ține pe loc. Dumnezeu ne ține pe loc câteodată, pentru că dacă nu plecăm la drum, înarmați, echipați, cu ce vrei să ne dea de pe munte, nu putem pleca în Canaan. Omule, în numele lui Iisus Hristos te îndemnă în seara asta, sfărâmă toți viței din viața ta. Tot ce ai pus în locul lui Dumnezeu e un vițel de aur. Tot ce ai, cariera ta, visele tale, plăcerile tale, hobby-urile tale, bucuriile tale, fără de Dumnezeu, tot ce ai pus în locul lui Dumnezeu și le-ai pus la rang de Dumnezeu și te închini și adori ceea ce... Unii adoră, se adoră pe ei înșiși, adoră visele lor, planurile lor, bogățiile lor, preocupările lor, job-ul lor, faima lor, tot ce pui pe post de Dumnezeu în viața ta te va distruge. Dă-i cinstea lui Dumnezeu cuvenită. Vă îndemn, dragii mei, să spargeți. Vă îndemn să dărâmați. Ne îndeamnă Duhul lui Dumnezeu în seara asta să facem praf lucrurile care ne pot face praf într-o zi înaintea lui Dumnezeu. Eu nu știu unde te-ai pucat, pe ce drum ai luat-o. Întoarce-te înapoi la picioarele muntelui. Întoarce-te înapoi acolo unde, de unde trebuie să vină harul lui Dumnezeu și legea lui Dumnezeu. Întoarce-te, că tu nu te duci înspre Canaan, tu te duci înspre Iad, tu te duci înapoi în Egipt, habar nu ai. Te duci înapoi în Egipt. Știți ce-i dureros, știți ce-i tragic, știți ce-i trist? Că sunt oameni care trăiesc cu impresia în bisericile de astăzi că sunt drumul spre Canaan și ei habar n-au că se duc înapoi spre Egipt. Că nu se duc spre țara libertății, ci se duc spre țara robiei. Pe ce drum ești? Dumnezeu te-a scos din Egipt să te ducă în Canaan și tu te duci înapoi în Egipt. Vițelul ăla de aur, ascultă-mă, te va duce în Egipt, nu în Canaan. Pe drum fără de Dumnezeu, da, poate fi o realitate tristă. De-aia vreau să te întreb în această seară, pe ce drum ești tu? E Dumnezeu pe drumul tău? Dacă nu, întoarce-te înapoi, acolo unde e Dumnezeu, unde ai pierdut părtășia cu Dumnezeu, unde ai pierdut cercetarea lui Dumnezeu, întoarce-te înapoi în starea în care Dumnezeu îți vorbea, întoarce-te înapoi în locul în care auzeai vocea lui Dumnezeu. Nu-ți mai fă Dumnezeu care tac și care nu vorbește și care nu te mustră și care nu spun nu ești bine. Nu mai te închina unui Dumnezeu care nu te trage de mânecă când mergi pe un drum greșit. Nu te mai închina unui Dumnezeu care nu spune că ești pe un drum greșit. Întoarce-te la Dumnezeu care îți vorbește și care într-adevăr nu obosește iertând, dar un Dumnezeu care vorbește. Și da, uneori când Dumnezeu vorbește nu ne place, îți vine să spui mâine la urechi pentru că ești îngrozit. Dar mai bine să te îngrozești acum decât să te îngrojezi pentru o veșnicie când va fi prea târziu. Dumnezeu te cheamă astăzi, vino la El, vino pe drumul în care e Dumnezeu prezent. Nu te mai du pe un drum fără de Dumnezeu.
Avem pentru ce să ne rugăm, 100%. Ți-ai pierdut răbdarea. Mai așteaptă. Trebuie să se coboare Moise. Nu mai trage concluzii greșite. Stai și așteaptă. Trebuie să vină legea. Nu poți fără de lege. Nu poți fără cuvânt. Nu poți fără revelație să mergi în Canaan. Ți-ai pierdut răbdarea. Ți-ai pierdut rațiunea. Ți-ai pierdut relația. Întoarce-te la Dumnezeul care vorbește. Hai să ne rugăm Domnului în seara asta, pentru că sunt convins că avem pentru ce. Și să ne întoarcem la Dumnezeu pe drumul cel bun. Ne rugăm Domnului.